Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima, boys! Deci eu de astăzi, mă, vreau să vă spun că se mănâncă pe pateu. Care vreau să zic, bă, cum se mănâncă pateu pe pateu? Ăsta este pateu! Așa că dați și voi un like puternic dacă vreți să fiți alături de mine. Și să poftim la masă, să vedem ce îmi pus amore în bocceluță, dăm ceasul jos. Să face incredibil împerecherea la mamut. Așa să începem împerecherea la mamut, care are ritual de împerechere. Înțelegeți? Bă, am o plasă pe coreani, mă, care nu scos să-i de azi dimineață și tot. Să scos și-o, mă, ceaiul, mă. Scos și-o ceaiul din plăsuta asta, bă, celuța, pac, aici, frumos. Avem ca desert un cornache, coptoșache, da. Ca și cornuri pe sărăcie, care e fără nimic, fără nimic în ele. Înțelegeți? Da, ard, ard. Ce e aici, mă, ta mamă? Ați cumpărat asta și activai camera. Am camera filmată în față pe el, pe tici, pe ăsta, pe pateu. Desfăcem aici, avem cum ar veni niște murături. Mamă, cu usturoi să mă bată mama. Murături cu usturoi, ați văzut ceva? Dacă mâncați și voi alături de mine, dați un like puternic de tot și luați-vă bere, ce mai mâncați, ce mai beți. Un pahar de vin, așa arată murături cu usturoi. Deja mi se lăsă bală în gură, mi s-a făcut prin gură și așa. Să văd unde pun ăștia aici. Să mănâncă greu un pateu pentru că n-ai loc mai rău decât în tine. Pun ăsta aici o dată. Aici avem... Uiu, ce e aici, mă? Ce-mi pus la mure aici, mă? Sodă. O, ardei grăsuț. Ardei slab. Uite-l cum arată, boys. Uite ca să pară cum arată un ardei grăsuț. Japonia! Japonia! Bă, unde să mănâncă, cum să pună? Azi că am văzut pe Amazon niște mese de lare pe aici pe volan și faci măsuță cu alea. Azi că meu, dar primul lucru pe care îl comandă pe Amazon, ăla cred că o să fie. Ăla o să fie. Avem aici niște tacâmuri. Ma! Ma! Cu ringura de mână, nu trebuie furculiță. La acest meniu. Bă, ăștia șervețele avem pe aici, să mă spăl puțin pe mâini. Bă, să mănâncă greu camioanele astea mici, om. Să mănâncă greu, a... Mi se mănâncă greu, noi tot. Mi se mănâncă greu, sunt lângă o rampă aceea cu pateu. Trebuie să mă dau jos să-l încarc. Dar întâi să mă spăl pe mâini. Și să mănânc. Să-l pun pe pauză. E 12 și la mine. Ui mânca mai întâi și ui mă vedea ce mi face după aia. Că munca mai și pentru tractoare și pe utilaje agricole, camioane și alte chestii. Mâncar singur, mai scar singur, bă. Pateu aia e fața. Pe pateu ai ocazia să faci distribuție mai multă. Adică. Dar nu e obligatoriu. Eu sunt primeaz, după cum știți. Stau între două companii și încar descarc aceea. Mâncar singur, mai scar singur. Bine, sper că am ajută-i. Mă, pâinea asta, amore, unde-mi pusă pâinea? Ia să vedem, mă. Pâinea separat, că n-am mai avut loc. Aha, aha. Nu se ia ceva, ceva azi dimineață. Bă, băiete, îmi vine greu de tot, bă, cum să stau eu aici, o să mănânc. Na. Pâine făcută în casă, mi-a trăit. Pâine făcută în casă, mă, bată mama cu blana. Mă, cum să mă pun, mă? Volanța nu vine, mă, mai sus. Ia uite, a venit și colegul ăsta al meu. Vezi și colegul ăsta al meu, ăsta a venit la Leeds. Nu te parca lângă mine că nu stau tare cu tine astăzi, că filmez. Nu te parca lângă mine că taia cu tine nu stau. Du-te în depozit înăuntru și fă-ți viața. Fă-ți viața că mănânc. Așa se mănâncă pe pateu. Noi, ca șofer de tir, nu avem condiții, trebuie să ne le creăm. Dacă vrei să fii șofer de tir, trebuie să te gândești, să te cari la roată, să te pici la roată. Mamă. Mănânci pe volan? Dormi la volan? Când vă faci un fel de tir, hai mă că nu băgăi de asta, bani și
Deci de Ardeș, după aia. Undeva șoferul de el pretenție de la așa acasă. Îți lași pretenții de acasă, tată. Dacă nu, te faci șoferul de el. Auzi. Mamă. Băi, cum e usturiu ăsta murat. Mori! Mori direct! Înțelegeți, măi? Dacă ești pretențios, fă-i dată director de bancă. Director de alte chestii. Ăștia au cantină aici. Dar... Eu am o cartelă care intră înăuntru, dar nu am acces în cantina lor. Numai anumite porți deschide cartela mea. Bă, bun iar de eu, zagaz, mă. Mă, e bun rău. Mâine nu s-o știe dacă ne prinde munca. Nu s-o știe. Prin mesajul? Nu. Modificare. E greu. Ducem vremuri grele. Stau și mă gândesc așa. Toată marfa care transport eu și pe care o are firma asta, CPC se numește firma, CPC, vine din China, toată. Nu voi vă dați seama cât depindem noi de China asta? Voi dați seama cât depindem de China? Că nu mai faci față cu lingura, bagi de cacerul ăla. Lingura asta e mică, nu prea sunt fan așa linguri mici. Mie polonic zile dacă îmi ia. Ia și vedem. Ia. Bă, am bătrânul ăsta care lucrează cu mine pe aceeași tură. Bă, dacă m-am lăsat în pace, că văzut că mâncai. Văzut că mănânc. Am pus de pauză. Sunt pus, mă, sau ce sunt aici? Sunt pus, da. Băi, îi place să vorbească mult de tot, băi, e comunicativ rău de tot. Are doi cerceli într-o ureche, cercel de aur în nas, cercel într-o ureche, cercel în alta. Are 50 și ceva de aia. Bă, 60 ceva de ani. Muncește de la 15 ani. De la 15 ani muncește. Are și pensie și vine și la muncă. Și se duce pe 7 ore jumate pe pateul ăsta. Înțelegi? Cu contract, ia pe pateu și cât ia? 300 ceva pe săptămână. Ia 30 ceva pe săptămână, poate. După taxe. Ia 10 lire pe oră. Și face 8 ore pe zi. Și jură 40, 400. Și a 30 ceva că oprește taxe. Înțelegi? Mă ia și pensie, mă ia și aia. Vezi cine fură locurile de muncă? Pensionari.
Dacă tineretul nu vrea să nu crede, ce să faci, mă? Tineretul nu vrea să lucreze, lucrezi ai bătrân, mă? Că joburile trebuie făcute, mă. Am s-a auzit la radio că se mărește taxi în Anglia. Cu vreo 200 lire pe an. Plătim mai mult de taxe. Din cauza că se ajute NHS-ul, NHS-ul e spitalul lor. Se ajute NHS-ul pentru scanuri, pentru... Înțelegeți? Pentru radiografii, pentru echipamente, pentru... A, mi-e frică să nu pierd de aici. Să nu știi prin cabină. Ce intră, mă? Vă dați seama dacă lumea exportează China, gata. S-a terminat. Dacă China cumva nu mai vrea să mă exporteze, ai vede. S-a terminat. Anglia este foarte dependentă de China. Cred că toate țările, mă, și America e dependentă foarte rău. Măcar America nu mai spun. Măcar America nu mai spun. În America și în Anglia cred că China dă ora exact. Dacă nu mai vrea să mă exporteze, nu mai face nimic. Gata. E plin de boșetăreală, bă. Și în America e ca și în Anglia. Lumea foarte leneșă. Lumea foarte leneșă, bă. Lumea e doar pe stradă, bă. Știi cum, bă, e aia cu păcală. Cum... Mă uită spus magii, nu-ți mă uită. Lumea foarte leneșă, bă. Înțeles? Bă, ce merge azi de eu s-a grăsus, mă. Hai că mai bag unul. Bag unul și gata. Caută-l. Cum vine. Vine sigur. Mulțumim mușoțele. Pisică ăsta și înțărim o toată în gură. Hai. Nu știu acum e băia acolo, o să mă și încarc. Bine, vezi și cu metru ăsta pe care se bage și el. O curză. Dar nu merge face. Ar vrea să bage și el prestul. Ar vrea să stau și ea până când. Stai aici până se face 3 oare, o? Jumate? Mamă, da, mă, ce bine mâncai, o. Ce bine mâncai, pe ăsta nu-i mâncă. Pe ăsta, pe ultimul, nu-i mâncă, mâncă în burtă. E, așa se mănâncă pe tine, pe camion, dragi oameni buni. Ce să faci, aia e.
Condiții nu ai, tu le faci. Dacă te le faci, dacă nu, trăiești fără condiții. Lasă-mă că am de zile în urmă, trăia lumea. Trăia lumea cu ce-și punea în pământ, dacă nu-ți puneai în pământ, mureai de foame. Vorba aia. Au venit vremuri grele în care oamenii mâncau câini, bă. Atât de grele au fost vremuri. Și nu s-au mai plâns. Pardon! Bă, ăsta înseamnă să fie un episod reușit. Sper să fi avut poftă și voi, dragi oameni buni. Bă, acum eu strâng caserola asta. Strâng caserola asta frumos. Colegul meu, șterg-o la gură. Că murdări puțin mustățile. Că le murdări, că doar cu ce le murdări? Nu le murdări. Că le bibai puțin în mâncare. Trebuie să șterg și lingura. Dacă tot și să împachetez așa frumos, să bag o lea înapoi. Sper să nu curgă din caserola asta pe aici. Are colegul ăsta al meu un mers, deci că vine de la prășit. Calcă, face pasul mare așa. Am mințit el de mare bunii, mi-a spus că are casă, are masă, că nevastă asta nu știu cât câștigă, că lui nu trebuie servici, că îl câștigă nevastă asta foarte, foarte, foarte mult. Că el vine așa la muncă de plictisală. Că e la aia, că e la aia. Nu se poate ca oamenii să mă și mintă, da? Dacă minte, să fie în basta lui. Că pe mine nu mă impresionează cu nimeni, nu curge bala după nimeni. O să mă mint, dacă mă mint, dacă nu mă mint, mă mint, tot așa e. Cu mine tot acolo ești, adică... Nu mă gândesc că mă aburești ca să ce? Că de stat nu stau. Înțelegi? Dacă e. Să ne gândim la asta. Acum am ceaiul cu alea care îl descoperi în sfârșit, că trebuia să-l beau joas dimineață. Bai de să vedem dacă mai e fierbinte. Așa te căldești pe dinți. Așa se spală un șofer de pateu, că ăsta e pateu, în principiu, pe dinți. Sunt de la desert, dragi oameni buni. Mâncăm corul ăsta, facem pomană cu el. Ăsta nu-i pe sărăcie, ăsta are zi. Este întâmplat, după cum vezi, are aici așa rană făcută, ne? Cu cremă, cu alea. Pauză, fac, ha, fac. Ce știu între făcut? Aia, și cu aia ne batem cap. În cazul în care v-a plăcut acest material, nu uitați de playlist-ul Cum se mănâncă pe tir. Acolo aveți materiale în care tot ceva de genul se servește. Sunt camioane în care se mănâncă mai bine unde ai loc, unde ai spațiu, aici se mănâncă pe volan. Înțelegeți? Asta e pe pateu. 7 tone jumate, by the way. Asta îi spun pateu. Cam atât vreau să vă spun pentru asta, vă pup și vă doresc o zi minunată. Abonați-vă și apasă clopoțelul în cazul în care ți-a plăcut. Dacă nu ți-a plăcut, bagă dislike, dacă ți-a plăcut, bagă like. Scrieți tu o poftă bună în rubrica comentarii, by the way, dacă mănânci și tu, dacă ai mâncat atât de bine, să ai o poftă extraordinară. Și poate că bei și o bere dacă e, dar eu nu mai beau, că am probleme, nu mai pot să mai consum alcool. Stimă!